Pe sicriul reginei Elisabeta a II-a este așezată coroana imperială. Povestea ei este spusă chiar de regină. Forma de astăzi a coroanei a fost stabilită în 1661 pentru Charles al II-lea și adaptată pentru monarhii ultimului secol. Cel care a reluat tradiția purtării coroanei este chiar bunicul lui Elizabeth, George al V-lea. Obiceiul a fost continuat și de George al VI-lea, tatăl reginei, și de majestatea sa, regina Elisabeta a II-a, fiecare cu adaptările sale pentru coroană. You see, it's much smaller, isn't it? I mean, it was the same height. You know, it would have been up to about there when my father wore it. I mean, it was huge then. Yes, very unwieldy. It's difficult to always remember that diamonds are stones, so they're very heavy. Yes. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. But once you put it on, it stays. Corona Sfântului Eduard este corona imperială și a avut diferite forme din secolul al XIII-lea și până astăzi. O vezi când vizitezi bijuteriile coroanei în turnul Londrei. Iar regina este cea care te-a lămurit cum este să o porți în documentarul BBC din 2018. You have to keep your head very still. Yes, and you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break, it would fall off. So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things.